În timp ce țara fierbe, iar românii nu mai suportă restricțiile și noile măsuri, izbucnind cu manifestații în stradă, autoritățile susțin că vaccinarea rămâne singura soluție pentru a ieși din criză. Premierul Florin Câțu a declarat că ținta de 10 milioane de români vaccinați anti-COVID-19 ar putea fi atinsă în luna august. Am luat aceste măsuri pentru a înceteni gradul de răspândire a virusului și pentru a ne permite să accelerăm campania de vaccinare. Așa cum am spus, în luna aprilie vom avea în plus 4,5 milioane doze de vaccin, vom crește numărul de persoane vaccinate la 100.000 sau capacitatea de a vaccina la 100.000 de persoane zilnic și față de planul inițial, dacă acest calendar de livrare a vaccinurilor se păstrează, vom putea vorbi de o vaccinare a 10 milioane de cetățeni în luna august, în loc de luna septembrie. Deci am avansat lucrurile cu o lună de zile. Dar totul depinde de noi să putem și să mergem să ne vaccinăm. Până luni, 1.245.000 de români erau vaccinați cu ambele doze. În 24 de ore, 23.664 de români au primit doza de vaccin. Procesul de vaccinare continuă în acest moment în România cu cele trei tipuri de vaccin, Pfizer, Moderna și AstraZeneca.